Un bucureștean a rămas fără permisul de conducere și a fost amendat cu 1305 lei după ce a fost surprins de radar circulând cu 216 km pe oră pe centura de nord a capitalei. Potrivit polițiștilor, viteza maximă admisă în această zonă este de 90 de km pe oră. Tânărul este un pasionat al mașinilor puternice și publicase recent pe Facebook o fotografie cu bolidul la volanul căruia a și fost prins de poliție.